Salut și v-am găsit la un nou episod pe acest canal din cariera noastră foarte, foarte frumoasă cu Manchester United. Am rămas aici în Champions League versus meciul acela cu Galatasaray. Meci foarte interesant care ne va ajuta să continuăm traseul nostru în Champions League. Nu uitați acolo dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați butonul de like, să strecem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, ca să strecem acolo un caz subscriber cât mai repede, sunt sigur că putem să o facem. Și desigur să activați clopoțelul pentru a primi mereu notificări când postez ceva nou. E bine, acestea fiind spuse, în episodul de azi o să îi dăm un playstyle nou jucătorului ales. Și am văzut în comentarii că l-ați pomenit pe Garnacho și sunt de acord cu voi, a jucat foarte, foarte bine, însă alegerea era a voastră. Garnacho a ieșit câștigător, iar la playstyle o să dăm de roată pentru că nimeni n-a scris nimic. De păcate, nicio problemă, o să dăm de roată la playstyle care eu am crezut că o să se potrivească, pentru că n-avea sens să-i dăm un playstyle de fundaș, chiar dacă voi nu mai zic nimic, așa că am pus niște playstyle-uri într-o roată și o să dăm de roată și ce pică practic aia o să-i dăm. Garnacho în momentul de față are technical finish, shot flare și quick step, niște playstyle sunt destul de bune, chiar foarte bune, însă clar este loc de mai bun, așa că o să dăm acum de roată. Roata fiind aceasta, eu zic că este destul de bună. Big net pass, whipped pass, power shot, first touch, rapid, press proven și trivela. Eu zic că îi se potrivesc perfect toate, însă nu putem să le punem pe toate, sigur, și o să alegem una, adică o să ne dea una. Și hai să vedem, o să dăm rapid de roată, să vedem ce pică și pică. Haide, te rog, cea bună. Pic de pas, trivela, nu trivela, e cam cea mai proastă de aici, dar asta este. E bine, și hai să vă arăt și cum punem acel playstyle. E foarte simplu, avem cheat table-ul aici, cheat engine de fapt. Activăm chestia asta cu GUI, adică practic care ne activează player editor. Însă înainte de asta trebuie să fim aici la Garnacho ca să poată să-l vadă, să spun așa. Avem aici frumos pe Garnacho, potențialul, cât contractul pe unul unde e, nu știu ce. Și avem aici playstyles și playstyles plus. Nu o să punem normal, pentru că playstyles plus o să punem la sfârșit de sezon, să punem la jucătorul cea bun, practic, din acel an. Și îl vedem că are toate astea așa și noi o să punem trivela. Bifăm aici trivela, apply changes și cam aia. Și acum că mergem înapoi la jucător, aici nu o să ne arate, va trebui să mergem înapoi aici, frumos. Dacă mergem aici, o să vedem că are trivela printre celelalte și cam așa pui playstyle, foarte simplu. E bine, în episodul anterior s-a mai întâmplat ceva și acel lucru este că Mount este indisponibil pentru că este accidentat, i s-a rupt tendonul de la picior și va fi out pentru 3 luni, parcă era. E bine, următorul meci este cu Galatasaray și chiar avem nevoie de win-ul acesta pentru că Bayern este în spatele nostru, noi suntem momentan pe 2, așa că dăm advance să trecem până la ziua respectivă. Aceasta este echipa lor, echipă foarte, foarte bună Galatasaray. Mertens, Icardi, care e foarte, foarte bun, Muslera în poartă, chiar o echipă destul de ok și bună pentru ce, însă clar echipa noastră este superioară, eu așa zic. Rashford nu este odihnit, însă sunt sigur că va fi ok, așa că haide să intrăm în meci. E bine, și începe meciul, să sperăm aici când ne descurcăm, însă, na, o să vedem pentru că este pe ultimate totuși. Bună centrare la Garnacho, hai să vedem pe Garnacho, are trivela. Continuă foarte bine, ar fi mers un rapid să fiu sincer. Asta este, nu reușim să trecem. Ocazie foarte mare pentru Galatasaray în atac. Hai să vedem dacă putem să-i oprim. Șutează și apare înscrie. Bă, Onana, bă. Faolo, e greu frate cu Onana asta, că nu apare nimic efectiv. Revedem faza, da, nu știu ce să mai zic frate, uite și tu. Pasa, ok, șutul, bă, e bine plasat, dar și un an acum s-a aruncat pe bune. Vine acolo, vede pe Mbappé, du-te Mbappé, pasa la Eriksen, Eriksen șutează și din fața porții, efectiv, n-avea cum să rateze, mă, bine, mă, Eriksen, facem 1-1 și revenim în meci. Revedem faza foarte bine aici, pasa la Mbappé, îl vede Mbappé pe Eriksen și Eriksen n-are cum să rateze, se pare că Eriksen în locul Mount nu este chiar așa de mare problemă, se descurcă foarte bine. O fază periculoasă, bine acolo Onana, bă, bine mă, hai că e bine. Chutează, însă Onana e pe minge, bravo Onana, bravo. Bine acolo Mbappé se poate duce, du-te Mbappé, du-te, nu te oprește nimeni. Chutează și marchează mă, let's go. Am crezut că o să dea pe lângă poartă, însă nu, marchează mă, let's go. Facem 2-1, let's go. Revenem faza foarte bine acolo, explozia lui Mbappé, nu mai are cine să-l ajungă. Și finalizează ușor pe lângă portar, însă important este că înscriem. Oh, este un fault? Da, ok, este un fault. Ok, se pare că îl bat. Hai să vedem. Centrare bună, însă semne pe balon. Nu pot să cred, nu pot să cred. Onana, bă, Onana, ce ne faci, Onana? Nu pot să cred așa ceva. Bă, deci Onana ne trage în jos, efectiv. Cum, mă? De ce a ieșit așa de mult, Onana? Uitați-vă și vă la faza asta. Uite și tu cum a ieșit Onana. De ce a ieșit și nu stai în poartă? Nici măcar, nu l-am mișcat. Foarte bine acolo, pasa este bună. Pasă înapoi, hai continuă, șut! Nu pot să cred, bă, ce s-au băgat amândoi jucătorii.
Pasă jos, Mbappé, continuă, hai, hai Mbappé, ciutează și marchează, mă, let's go, mă, bine, mă, Mbappé, mă, 3-2 se face, mă, bine, mă, Mbappé, revedem faza foarte bine acolo, Mbappé, se mișcă foarte, foarte rapid și finalizează perfect pe lângă portar, let's go, 3-2. Oh, foarte bine aici, explodat acest jucător, are foarte multă viteză și, ok, bine că nu e fault, nu pot să cred, bă, Onana, ești useless! Bă, nu pot să cred așa ceva. Bă, e cel mai slab portar din lume. N-ai cum așa ceva. Ce a fost asta? Uitați-vă și voi la asta. Onana nu poate să apere niciun... Nu știu, ce a fost asta? Pasă înapoi? N-ai cum așa ceva. N-ai cum. Cu ocazie foarte bună, însă Onana dată să se bagă. Haide, Rashford, ai viteză. Du-te, tată. Du-te. Nu pot să cred. Nu, s-a băgat jucătorul. Pasează. Aia zic. Mbappé. Continuă. Pasare. Și nu. Nu pot să cred că de aproape. Ok, lasă faza măcar. Hai să vedem. Că am aici aproape pe Mbappé. Mbappé, dacă poți să finalizezi bine faza asta, ești zeu. Na. Bine aici la Bruno. Du-te, Bruno. Finalizează. Ce-a fost asta? A fost pe portar. Nu pot să credeți. Ce ai prost mi-ai jucat de mine. Onana ne-a trădat efectiv. Mamă, deci când se bagă transfer marketul ăla, când poți să transfer, Onana pleacă sigur. 3-3, bă, nu pot să cred. Ocazia noastră să-i întrecem. E bine, următorul meci este contra cel la Brentford. Suntem locul 6 momentan în tabelă, în Premier League, deci avem nevoie de win. Așa că haideți să câștigăm acest meci. Echipa lor este destul de ușoară de înfrânt. Regulion acolo arată ciudat, însă echipa pe total nu arată cine știe ce. Rashford aici cred că o să iasă acest meci și Eriksen la fel o să intre Amrabat. Să sperăm că nu este o greșeală, dar ok. E bine, și începe meciul contra acela Brentford. Hai să vedem dacă putem să câștigăm acest meci. Ok, centrare, însă respinge foarte bine. No, ce pasă bună, oprește-l. Bine, bine acolo, bine acolo Martinez. Ok, fază foarte importantă aici pentru adversar, însă bine acolo apără Onana. Șansă bună pentru Garnacho, du-te Garnacho. Ai viteză, ai explodat, hai Garnacho, haide. Haide Garnacho, haide, Trivela. Nu, nu pot să cred, de ce n-a dat Trivela, bă. Antony, haide Antony, nu reușește, bă. Bine acolo, pasa Bruno, nu pot să cred, bă, ce prinde portarul ăsta, toate alea, mă. Bine aici, pasa la Garnacho, Mbappé, Garnacho, Rico în centru, bine acolo, Garnacho, fault. Fault! Bun, fault! Hai, let's go! Ok, hai să vedem cu cine să batem. Hai să batem cu Bruno. Batem un Trivela. Aici, frumos. Trivela. Elegant cât de cât. Hai că e destul de puternic. Mai dăm o dată și... Nu pot să cred, bara. Hai, mă, frate, că n-am dat chiar așa de tare. Du-te acolo, bine, Dalot. Ce-a plecat, Dalot? Du-te, Dalot. N-are la ce să paseze, nu pot să cred. L-a văzut. Haide! Nu la ăla! Nu la Antony, bă! Ce a pasat acolo, mă? Oh, nu, bine mă, Onana, let's go. No, bine acolo, să lăpim mingea, Onana, ok, bine. Bun, acolo, acum la Garnacho, du-te. Haide, Garnacho, haide, știu că poți, Trivela, bine mă, let's go, în sfârșit îmi scriem cu Garnacho în acest episod, let's go, mă, bine mă, Garnacho, în minutul 83 reușit să scriem. Vedem faza foarte bine acolo, a plecat Garnacho, foarte, foarte multă viteză, reușește până la urmă să o împingă, să că așa nu prea un Trivela, dar măcar îmi scriem. Vine acolo la Mbappé, șutează în adversar, nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Ok, și se termină meciul, cred că, da, se termină meciul, reușim până la urmă să câștigăm. E bine, sunt pe locul 3 acum, foarte, foarte bine. Următorul meci este contra Sheffield United, care cred că sunt pe primul, ultimul loc, nu? Aproape, Burnley pe ultimul loc. Clar, un meci ușor, așa că, da, echipa lor n-arată cine știe ce, așa că, haide să intrăm meci să-l câștigăm. E bine, și intră un meci, meciul versus Sheffield United. Vine acolo Mbappé, a urcat foarte bine, Mbappé se poate duce, șutează și marchează, mă, let's go, mă, let's go, ce bine acolo a șutat, Kylian Mbappé face 1-0 în minutul 4, ok. Revenem faza foarte bine aici, pasa la Kylian Mbappé și Kylian Mbappé n-are cum să rateze, o plasează perfect și face 1-0, let's go. Bine acolo, Garnacho trece foarte bine. Hai să dacă reușim să continuăm. Pasă bună, șutează și reușește aici să marcheze Bruno, mă, let's go, let's go. Ce fază foarte frumoasă făcută de Garnacho cu finalizarea lui Bruno. Revedem faza foarte bine aici, trece Garnacho foarte bine și de un jucător. Pasă foarte bună în spate și Bruno frenează și șutează, face 2-0. Foarte bine aici la Rashford. Rashford trece foarte bine de acest jucător. Continuă, hai să vedem dacă avem unde spasăm. Centrare aici la Garnacho, însă este prea mult. Pasa înapoi este greșită. Hai să dăm o centrare așa la mișto. Da, Davis, oh, foarte bine acolo, însă nu intrăm, din păcate.
Garnacho are foarte multă viteză, poate să continue bine. Garnacho se duce, Garnacho vede acolo spațiu, însă îl blochează acest jucător și este corner. Vine acolo Van Bisaka, hai să vedem acum înapoi la Mbappé. Mbappé pasă bun acolo, Rashford șutează însă în blocaj. Hai să dacă găsim un spațiu, găsește Davis, continuă foarte bine, centrare însă este blocată și este corner din nou. Hai să vedem Bruno, centrare iar la Varane, Varane cu capul și bară, nu pot să cred, bă. Ok, facem și schimbări, intră aici Amrabat și Anthony pe dreapta în locul lui Garnacho. Va intra și Dalot în locul Van Bisaka. Ocazie foarte bună pentru Sheffield, hai să vedem dacă reușim să ne apărăm aici. Foarte bine acolo, stop, încearcă un șut la aproape, însă Onana este pe minge. Hai să vedem un corner pentru Sheffield, centrare, hai să vedem. Ok, o să respingem, nu pot să cred, bun, bine Onana. Bine acolo, Dalot, du-te Dalot, însă parcă e singur, nu e absolut nimeni, niciun jucător. Vede acolo pe Mbappé, caută culoarul, însă nu poate, bă, s-a pus efectiv doi jucători în fața lui. Un atac bun de la Sheffield, hai să vedem dacă reușește ceva, pasa este bună și Onana nu iese bine, da, și ne-a apărat destul de greu. Da, i-am lăsat spațiu și, da, ok. Bine aici Mbappé, Hai, pasă jos la Anthony. Du-te, Anthony. Pasă înapoi la Mbappé. Pasă la Rashford. De ce pasezi așa de mult? Și Mbappé șutează, bombardează din fața porții. Bine acolo Mbappé face 3-1, mă. Let's go. Revedem faza foarte bine aici, dar e prea multe pase văd că fac. Însă Mbappé aici o prinde, nu reușesc fundașii să se apere și o bombardează din fața porții. Ok, ocazie pentru Sheffield. Hai să vedem acum dacă reușim să ne apărăm. Bine acolo Amrabat ne salvează. Pasă la Anthony pasează la Bruno, ajunge până la Romingea, pasează la Mbappé șutează, însă apăr portarul, mă, ce bine a apărat acolo portarul. Hai să vedem centrarea la Martinez, care o lovește cu capul și înscrie, mă, let's go, bine, mă, Lisandro Martinez, let's go, facem 4-1. Revedem faza foarte bine aici, centrarea s-a aruncat foarte bine și Martinez și capul foarte bun, se termină meciul, 4-1 reușit să o bate pe Sheffield, un meci, cum a spus, destul de ușor. E bine, următorul meci este contra acela Copenhaga și chiar avem nevoie de acest win. Avem neapărat nevoie de acest win, pentru că suntem pe locul 3 și trebuie să ajungem pe locul 2. Echipa lor este destul de slabă din câte văd, așa că nu ar trebui să avem nicio problemă, însă cine știe, este tot posibil în fotbal. Echipa este pregătită, toți sunt pregătiți, Varane mai puțin cu Rashford, însă sunt sigur că o să fie destul de ok. O să încerc să ne bat pe Van Bisaka, Lindelof, poate și Anthony cu Malasia, însă momentan acesta va fi startul. Așa că hai să intrăm noi să vedem ce reușim să facem. E bine, și nici meciul versus Copenhaga, să sperăm că câștigăm acest meci. Bine, aici Rashford trece foarte bine Rashford, hai să vedem dacă găsim o pasă ceva. Pasă Mbappé, îl vede acolo foarte bine, nu știu cine, Eriksen cred că era, dar apare aici portarul. Vine aici, pasă la Garnacho, îl vede acolo pe Mbappé, urcat foarte bine, Mbappé continuă, șutează și reușește aici să scrie, mă, let's go, facem 1-0 în minutul 13. Revenem faza foarte bine, pasa de la Garnacho și Mbappé continuă foarte bine și șutează foarte, foarte bine plasat acolo, pe lângă portar. Însă n-are spațiu, pasează foarte bine aici la Bruno poate să marcheze și face 2-0 foarte, foarte rapid, mă, let's go, mă, bine, mă. Revenim și această fază foarte bine aici, Mbappé pasă foarte frumoasă la Bruno și Bruno cu dreptul reușește până lângă portar să înscrie, mă. Ok, aici foarte importantă pentru Copenhaga, hai să vedem, centrare bună, însă neapărat destul de bine. Opa, pasă greșită, șutează însă apă acolo Nana. Bine, continuă aici foarte bine Rashford, îl vede pe Mbappé care arunca mai sus, du-te Mbappé pe continuă, pasa înapoi la Rashford șutează însă în blocaj. Pasa este foarte bună apoi, șutul foarte bun, însă reușește aici una să apere. Let's go. Hai Garnacho, du-te tata, ai spațiu, pasă în spate, șutează Bruno, însă ce apăr portarul. Foarte, foarte bine apărat portarul. Ocazie bună pentru adversari, îl oprim acolo și da, până la urmă se pune fault. Ok, o șansă foarte bună pentru Copenhaga. Hai să vedem ce va face. Fix înaintea reprinzei. Ok, și se apropie de minge, finalizează, însă ok, bine, bravo, Onana. Ok, ocazie foarte bună pentru ei, însă se bagă foarte bine Varane. Du-te Mbappé, s-a dus Mbappé. S-a dus, numai cum să-l ajungi. Bine, mă, Mbappé, mă, let's go. Face 3-0. Revedem faza foarte bine aici. A plecat Kylian Mbappé și n-are cum să fie ajuns. N-are efectiv cum, are prea multă viteză. Foarte bine aici Mbappé, pasă la Garnacho, înapoi la Mbappé. Mbappé foarte bine a scăpat acolo, șutează și apăr portarul. Bă, cât de
Cât de bine apar aportar, de fapt. Ok, facem niște schimbări ca să se odihnească jucătorii. Hai să vedem Bruno. Centrare bună la Lindelof. Lindelof cu capul și marcază Lindelof cu capul, mă. Bine, mă, Lindelof, mă, let's go. 4-0 reușim, mă, 4-0. Se pare că din corner ne jucăm foarte bine. Lindelof foarte bine sare și marchează, mă. Let's go. Vine acolo Antoni, îl vede pe Kylian Mbappé. A aruncat foarte bine Mbappé. Du-te, Mbappé. Șutează și marchează. Se face 5-0 fix înainte să se termine match. Let's go, mă, 5-0, mă, 5-0. Revedem din nou faza, n-ai ce să mai spun decât că Mbappé e prea bun, prea rapid, frate, prea rapid. Foarte bine finalizarea aici, pe lângă portar, și se face 5-0. E bine, și se termină meciul în cele din urmă. Câștigăm în sfârșit și noi meci în Champions League. Și să sperăm că o să ne ajungem acolo la tabel, să urcăm acolo pe locul 1 sau 2. E bine, suntem pe locul 2 în Premier League și următorul meci este contra cei de la Manchester City. Wow, meci și un meci foarte greu. Însă, na, o să vedem ce facem. În Champions se pare că suntem pe locul 1. Ok, suntem pe locul 1. Însă, toate echipele în afară de Copenhaga au 5 puncte, însă noi conducem la gol averaj. Până acum, jucători chiar arată foarte, foarte bine aici. Mbappé cu 15 goluri, Garnacho cu 9, Bruno cu 5, Højlund cu 3, dar nu prea a jucat, Eriksen cu 2, dar asisturile iese la Rashford, clar a jucat foarte, foarte bine Rashford pe poziția de left winger și la asisturi. E bine, cum am spus, următorul meci este contra acela la Manchester City, însă acest meci nu vom juca în următorul episod. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja pentru a ajunge acolo la 1000 subscriber, sunt sigur că putem să ajungem cât mai rapid și desigur să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. Eu a fost Andrei Labait, v-am pupat, pa, pa!